Oamenii de știință au dovedit că semințele de chemen negru au un efect favorabil asupra capacităților mentale umane și că pasionații de chemen negru trăiesc în medie mai mult decât ceilalți. Urmăriți videoclipul până la final și veți afla nu doar acest lucru, ci și alte lucruri utile pe care le face chemenul negru. Ca bonus, vă voi împărtăși o rețetă pentru a face acasă ulei de chemen negru. Puneți un like și să începem! Stimularea imunității. Suferiți de răcel constantă? Ați încercat să luați chimen negru? Oamenii de știință au descoperit că efectul terapeutic al plantelor nu numai că egalează, dar și depășește unele antibiotice de sinteză, fără niciun efect negativ asupra microflorei intestinale. Acest lucru nu se poate spune despre compartimentele obișnuite care au un efect nociv nu numai asupra sistemului digestiv, ci și asupra întregului organism. Combaterea cancerului. Cercetătorii americani au confirmat oficial că chimenul negru este instrumentul perfect pentru prevenirea și combaterea tumorilor maligne. Fimocuinona, care se obține din plantă, este de fapt capabilă să încetinească dezvoltarea celulelor canceroase și chiar să inverseze procesul. Bineînțeles, acesta nu este un tratament pentru nicio boală oncologică. Ar trebui să se înțeleagă că chimenul negru este un instrument excelent de prevenire a procesului patologic. Îmbunătățirea stării pielei. Componentele antiseptice și antiinflamatorii ale chimenului negru îl fac popular în domeniul cosmetologiei și dermatologiei. Extractele de ulei și turtă din semințele sale sunt folosite pentru a trata inflamațiile, rănile pline de puroi, acneea și chiar transpirația excesivă. Chimenul negru poate ajuta de asemenea și în cazul psoriazisului, infecțiilor fungice, eczemelor, urticariei, verucilor, papiloamelor, viermelor inelari și altor afecțiuni ale pielei greu de tratat. Medicii musulmani recomandă de asemenea utilizarea chimenului negru pentru vitiligo, care este dificil de tratat cu terapia standard. În plus, chimenul negru afectează în mod pozitiv sănătatea cardiovasculară. Cercetătorii indieni au descoperit că consumul unei lingurițe de semințe de chimen negru măcinate pe zi este suficient pentru a menține tonusul vascular. Mai mult, ajută la reînnoirea compoziției sângelui, ceea ce contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Este foarte recomandat să se efectueze cursuri de masaj pe tot corpul cu adaos de ulei de chimen negru. Această opțiune nu numai că echilibrează tensiunea arterială, ci și hrănește pielea cu o varietate de vitamine. Consumul zilnic de chimen negru are proprietatea de a strânge pielea, la fel ca și uleiul de chimen negru. Aceasta ajută la netezirea inelelor de pe gât, făcându-le mai puțin vizibile. Nu este de mirare că regina Egiptului, Nefertiti, avea mereu la îndemână vase cu ulei de chimen negru. În 100 de grame de semințe crude de chimen negru există 375 de kilocalorii, ceea ce echivalează cu câteva pârjoale de vită prăjită în ulei pe o tigaie. Într-un pumn de semințe se găsesc 44 de grame de carbohidrați utili, care nu sunt transformați în grăsimi, ci mai degrabă folosiți pentru energie. Nu este de mirare că această plantă poate oferi un impuls de energie pentru o zi întreagă. Este suficient să luăm exemplu locuitorilor din India. Aceștia sunt capabili să se angajeze în activități agricole nemecanizate de la răsăritul până la apusul soarelui pe câmp, datorită consumului zilnic de chimen. În ciuda conținutului său caloric, această plantă este bine absorbită de organism și stimulează funcția motorie și secretorie, ceea ce duce la o creștere de 7% a metabolismului în cazul unei diete normale. Chimenul are capacitatea de a stimula secreția biliară, ceea ce este foarte important în tratarea răcelilor și a proceselor inflamatorii. În plus, are un efect relaxant asupra musculaturii netede a tractului gastrointestinal. Uleiurile grase și esențiale din chimen sunt responsabile de proprietățile sale laxative, ceea ce îl face eficient în tratarea constipației și a balonării. Pentru pierderea în greutate există anumite scheme alimentare recomandate de dieticieni pentru a menține o greutate sănătoasă. Semințele de chimen pot fi pur și simplu mestecate sau consumate sub formă de ulei, care favorizează digestia acționând ca un diuretic. Excesul de lichide este eliminat și procesele metabolice sunt normalizate prin prepararea unui decoct din două lingurițe de semințe de chimen negru, în jumătate de litru de apă. Amestecul se fierbe pe baie de apă timp de 10 minute, se strecoară, se răcește și se ia 100 de ml cu aproximativ o oră înainte de mese, de 3 ore pe zi. Pentru menținerea sănătății femeilor în ginecologie, tampoanele sunt acoperite cu ulei de chimen negru.
Nu este recomandat femeilor cu fibrom, endometrioză, polip, eroziune cervicală sau tumori ale organelor genitale. Un astfel de tratament poate ajuta în cazul proceselor cronice care sunt dificil de tratat cu ajutorul terapiei tradiționale. Chimenul negru ameliorează menstruația, ameliorează spasmele, reduce durerea și normalizează ciclul, întârzie îmbătrânirea și încetinește apariția menopauzei, hrănind organismul feminin. Uleiul și semințele merită să fie consumate de mamele care au puțin lapte pentru alăptare. O altă practică care și-a dovedit eficiența în rezolvarea problemei este aplicarea timp de câteva zile a unor prăjituri din făină de secară, mentă, semințe măcinate și semințe negre. Fitohormonii conținuți în uleiul de chimen au un efect similar cu cel al testosteronului, crescând libidoul și potența, îmbunătățind compoziția și calitatea spermei, crescând astfel forța masculină. Elementele minerale au un efect pozitiv asupra activității hormonelor sexuali. Protejează împotriva bolilor de prostată, iar chimenul are de asemenea un efect favorabil asupra afecțiunilor comune ale bărbaților, cum ar fi prostatita și infecțiile urologice. În cazul adenomului de prostată și al infertilității, acesta poate ajuta în combinație cu tratamentul de bază, ca un puternic stimulator natural al sistemului imunitar. În plus, uleiul de chimen negru are un efect terapeutic asupra bronșitei, astmului, pneumoniei, sinuzitei, bolilor de ficat, artritei reumatoide, psoriazisului, diabetului, hipertensiunea arterială, conținutului ridicat de grăsimi din sânge și nivelului ridicat de trigliceride. Pentru infecțiile bacteriene, fungice și parazitare, rețeta pentru uleiul de chimen negru este de a măcina 5 lingurițe de semințe de chimen negru, de a adăuga 200 ml de ulei de măsline, de a amesteca, de a pune pe o baie de abur și de a ține la foc mic timp de 45 de minute. Când uleiul se răcește, se transferă într-un borcan de sticlă și se păstrează la frigider. Luați câte o linguriță pe zi, cu 15 minute înainte de mesă. Este interzis utilizarea chimenului negru în timpul sarcinii sau pentru persoanele cu organe transplantante, deoarece există riscul ca sistemul imunitar să respingă fătul. Organele implantate sunt obiecte străine și pot începe să fie respinse. Dacă aveți probleme cu stomacul sau ulcer, se recomandă să consumați chimen negru cu mâncare. În caz de aciditate crescută sau scăzută, cel mai bine este să vă observați organismul și să alegeți momentul cel mai confortabil pentru a lua înainte sau în timpul mesei. Cea mai bună absorpție are loc atunci când se administrează cu 10-15 minute înainte de masă. Cu toate acestea, dacă provoacă disconfort în cazul unei acidități crescute, este mai bine să luați cu mâncare. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Împărtășiți acest videoclip cu prietenii și familia, dați like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu toate informațiile utile. Ne vedem în următorul videoclip. Pe curând!